În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Începem astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, un nou an formativ, academic, și cerem la această Sfântă Liturghie, dragi seminariști și mai întâi dragi profesori, lumina și harul lui Dumnezeu, cerem mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și în special astăzi a Sfintei Tereze a Pruncului Iisus, patroana secundară a seminarului nostru. Adunăm toate gândurile și intențiile bune pe care le avem și cerem lui Dumnezeu iertare la începutul Sfintei Liturghii pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei sfinte. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Rog pe Sfânta Maria, Purulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. De
Sanctus Dominus, tu cum Sancto Spiritu in gloriam Dei Patris. Dumnezeule, care deschizi porțile împărăției tale celor mici și smeriți, fă-ne să umblăm cu încredere pe calea Sfintei Tereza, pentru ca prin mijlocirea ei să ni se dezvăluie slava ta veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Bucurați-vă cu Ierusalimul și veseliți-vă pentru el toți cei care îl iubiți. Tresăltați de bucurie cu el toți cei care ați jelit pentru el, căci veți suge și vă veți sătura la sânul mângâierilor sale. Veți sorbi și vă veți desfăta din belșugul gloriei sale, căci așa vorbește Domnul. Iată, eu voi întoarce spre el pacea ca un fluviu și gloria neamurilor ca un râu care se revarsă. Veți suge și veți fi purtați pe brațe și dezmierdați pe genunchi, căci așa cum o mamă mângâie pe cineva, așa vă voi mângâia eu. În Ierusalim veți fi mângâiați, veți vedea și se va bucura inima voastră și oasele voastre vor înflori ca iarba. Mâna Domnului se va face cunoscută slujitorilor săi. Cuvântul Domnului. Te caut, Dumnezeul meu, în simplitatea inimii. Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici nu privesc cu trufie. Nu umblu după lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Sufletul îmi este împăcat și liniștit, ca un copil înțărcat la sânul mamei sale. Da, sufletul meu este în mine, ca un copil înțărcat în brațele mamei sale. Nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în veac. Te laud, Dumnezeule, în simplitatea inimii.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se umflă, ea nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată. Profețiile vor dispărea, limbile vor înceta. Știința se va sfârși, căci noi cunoaștem în parte și profețim în parte. Însă când va veni ceea ce este de sfârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit bărbat, m-am lăsat de cele copilărești. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Cuvântul Domnului. Domn al cerului și al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăției tale. Domnului nostru Iisus Hristos. În ceasul acela s-au apropiat de Iisus discipolii și i-au spus: oare cine este mai mare în împărăția cerurilor? Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus: adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi mare în împărăția cerurilor. Și oricine primește un copil în numele meu, pe mine mă primește. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Aleluia, aleluia, aleluia. Excelența voastră, preasfințite Petru, ucernice, părinte, rector, ucernici, părinți, profesori, dragi seminariști,
Iubiți credincioși și dragi surori, ne-am adunat astăzi în jurul altarului din seminarul nostru pentru a celebra Euharistia, moment privilegiat de invocare și rugăciune, de ofertă și de transformare pe care aceasta le realizează în viețile noastre. Fiind inaugurarea unui nou an formativ academic, îl invocăm pe Duhul Sfânt, Cel care dă viață Bisericii, Cel care este prezent și activ în Biserica lui Hristos, cerem și îl invocăm pe Duhul Sfânt să ne dea darul prin excelența lui Hristos, fiind acest Duh, să coboare asupra noastră pentru a ne fi maestrul care să ne învețe adevărul Evangheliei, dar și învățătorul care să ne ajute să pătrundem tot mai adânc logica crucii, izvor de înțelepciune și de viață autentică. Dar astăzi Sfânta Biserică ne invită să cerem și mijlocirea unei tinere de vârsta voastră, dragi seminariști, care este patroana secundară a diecezei noastre, avem statuia ei în față, Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, care a murit la numai 24 de ani, o călugăriță carmelitană, profund îndrăgostită de Hristos și de Biserică, care și-a oferit viața dedicându-se contemplației și penitenței pentru a susține opera de evangelizare a misionarilor. Începem astăzi luna octombrie, care este nu numai luna Sfântului Rozariu, dar și luna misionarilor, a misiunii. Tocmai de aceea, referindu-ne la Sfânta Tereza, Tereza a fost numită patroana misiunilor, chiar dacă nu a ieșit niciodată din mănăstire. În anul 1997, această tânără sfântă a fost declarată doctor al Bisericii. Chiar dacă nu a umblat prea mult prin școli, chiar dacă nu a frecventat nicio universitate, chiar dacă nu a obținut niciun titlu academic, doctor al Bisericii. Este normal atunci să ne întrebăm în ce a constat măreția acestei sfinte. Ce ne poate transmite nouă astăzi? Adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor, ne-a spus Iisus în Evanghelia de astăzi. Sunt câteva cuvinte extraordinar de puternice. Intrarea în împărăția cerurilor este condiționată nu atât de faptele noastre, cât mai ales de o transformare a întregii noastre existențe, care constă în a deveni asemenea copiilor. Cu alte cuvinte, Iisus definește convertirea drept o schimbare a direcției, care să ne permită să ne întoarcem la acea formă sau dispoziție originară în care am fost creați și care se exprimă cel mai bine în condiția copiilor, care se simt, așa cum știm, dependenți total de părinții lor și care știu să traducă binele pe care îl primesc în recunoștință și gratitudine. Sfânta Tereza a înțeles foarte bine acest lucru și astăzi
ne învață și pe noi să-L înțelegem, să-L punem în practică. Ținea foarte mult la aceste cuvinte rostite de Iisus în Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, atât de mult încât le-a scris pe spatele unei imagini în care apăreau frații și surorile sale care muriseră de copii. Cred că întreaga viața Sfintei Tereza și întregul mesaj al ei poate fi articulat în trei trăsături esențiale care trebuie să caracterizeze viața oricărui creștin chemat să trăiască în comuniune cu Dumnezeu, pentru ca viața lui să aibă sens. Care sunt aceste trei trăsături esențiale? Prima trăsătură, a fi conștienți că tot ceea ce există și tot ceea ce suntem și avem reprezintă un dar gratuit primit din partea lui Dumnezeu. În fața Tatălui Ceresc suntem pură așteptare de daruri, niciodată meritate. Că dacă vorbim de daruri, acestea sunt gratuite. Suntem darul lui Dumnezeu. Sfânta Tereza este doctorul harului pur. Ea a înțeles că totul depinde de iubirea liberă a Tatălui. De aceea l-a iubit pe Dumnezeu cu simplitate, ați auzit și în prima lectură de astăzi, cu simplitate, cu încrederea și abandonul unui copil față de tatăl său, de care se simte iubit. Astfel, această tânără sfântă ne amintește de un adevăr esențial, și anume, înainte de a-i da lui Dumnezeu, că de multe ori noi ne lăudăm și în rugăciunile noastre și în atitudinea noastră față de Dumnezeu, îți dau, Doamne, îți dau inima, viața mea întreagă, înainte de a-i da lui Dumnezeu, este important să știm să primim, să știm să primim. Avem tendința de a privi mereu la ceea ce dăm în viața noastră. În schimb, trebuie să învățăm să primim, să punem milostivirea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, înaintea generozității noastre. A doua trăsătură fundamentală a vieții Sfintei Tereza, a pruncului Iisus, dar și a vieții creștine, este recunoștința, gratitudinea. Dacă am învățat să primim, să învățăm și să mulțumim, nu vă dați seama cât de important este să mulțumești. Scria Sfânta Tereza, Iisus nu ne cere lucruri extraordinare, ci doar abandon și recunoștință. Cât de important este ca și adulții să învețe ceea ce ei înșiși îi învață pe copii. De fapt, printre primele cuvinte pe care le învață copiii, pe lângă mama, tata, este și cuvântul mulțumesc. Chiar dacă ei nu pot pronunța în mod fumet, dar părinții au grijă să-i învețe pe copii. Cunoașteți națiunea engleză? Știu, când eram la Onești, era una din surorile care conducea grădinița, participând la campusuri pe care ele împreună cu parohia le organizam, cum repeta de multe ori copiilor, când dădea ceva, ceva simplu era, dar nu spunea mulțumesc, că mulți nu sunt învățați cei 7 ani de acasă. Îl chema înapoi, lua darul respectiv și îl dădea din nou și făcea de 5-6 ori lucrul acesta, spune mulțumesc, spune thank you, cum spune. Cât de important este recunoștința noastră față de Dumnezeu, suntem darul lui Dumnezeu, dar și față de cei care ne fac binele, și sunt atâtea persoane care fac bine seminarului nostru prin ofertele lor, colectele de produse agricole și așa mai departe, să fim recunoscători pentru tot ceea ce primim.
Și a treia trăsătură constantă în viața Sfintei Tereza constă în participarea ei la viața bisericii. Mi-aduc aminte când eram seminarist, era părintele Jigmond Ioan, spiritualul nostru, primul spiritual în primii ani de seminar. Nu înțelegeam eu prea multe atunci, dar de multe ori îmi spunea, roagă-te pentru biserică, roagă-te pentru biserică. Biserică, aveam, după ce aveam să-mi dau seama ce important, cât de important este să participăm la viața bisericii, să ne dăm seama că formăm biserica, că noi suntem biserica. Sfânta Tereza se întreba cum anume poate ea să participe la viața bisericii, să fie de folos bisericii. Iată ce spune ea, între altele, în istoria unui suflet. Am citit la oficiul lecturilor de astăzi, la Bredia. Am înțeles că biserica are o inimă și că această inimă arde de iubire. Am înțeles că numai iubirea dă vitalitate membrelor bisericii. Că dacă iubirea s-ar fi stins, apostolii nu ar mai fi vestit Evanghelia. Martirii ar fi refuzat să-și verse sângele. Și continuă ea, am înțeles că iubirea este totul. Atunci am exclamat, vocația mea în biserică este iubirea. Fraților, primul și esențialul aport pe care îl putem aduce noi bisericii este să o iubim cu adevărat. Prima contribuție pe care o putem aduce dieceziei noastre este să o iubim. Primul bine pe care îl putem face seminarului nostru este să-l iubim. Primul lucru pe care suntem chemați să-l facem pentru a avea pace, liniște în comunitatea noastră și în orice comunitate, este să iubim. Iubirea să fie motorul vieții noastre și criteriul fundamental care să orienteze deciziile și alegerile noastre din prezent și din viitor. A pune iubire în viața comunitară și în rugăciune, în studiu și în cercetare, în relațiile cu colegii și cu superiorii, aceasta să fie preocuparea și angajamentul fiecăruia dintre noi la începutul acestui nou an formativ academic. Cu cenici, părinți, profesori și dragi seminariști, anul acesta a fost pregătit și promulgat această carte, e vorba de proiectul formativ integral. Am cerut de mult să se realizeze această carte și în sfârșit s-a realizat. Cartea aceasta ne arată care este menirea noastră sau putem folosi această carte ca pe un ghid, un ghid pentru noi toți și ea ne spune tot ce se întâmplă în viața și în activitatea seminarului nostru. Aș rezuma acest material atât de important în patru cuvinte și vă rog să le rețineți. Minte, gură, inimă și mâini. Mintea. Cu mintea gândim, raționăm, pătrundem în adâncurile cunoașterii. Cu mintea încercăm să pătrundem adevărurile credinței, misterul lui Hristos, sub călăuzirea și luminarea Duhului Sfânt, desigur. Cu mintea încercăm să găsim răspunsuri care să satisfacă așteptările noastre și ale celorlalți. Gura. Cu gura comunicăm și întreținem relațiile dintre noi. Cu gura ne rugăm, predăm, încurajăm, mustrăm, dar cu gura putem și jigni sau descuraja. Cu gura putem ridica sau prăbuși o persoană. Gura e în stare
de multe, să avem grijă. Inima. Cu inima iubim, empatizăm, ne afecționăm, participăm la nevoile și dificultățile celorlalți. Când inima este plină de bucurie, zâmbim. Când inima este plină de durere, plângem. Totul trece prin inimă. Mâinile. Cu mâinile acționăm, îmbrățișăm, alinăm, ajutăm, sprijinim. Sfințiile voastre, cucenici, părinți, profesori și dragi seminariști, îndrăznesc astăzi să vă rog să folosiți bine și din plin aceste patru mădulare, aceste potențialități și să le folosiți cu responsabilitate pentru a face tot mai mult din comunitatea noastră seminarială o adevărată familie care trăiește și care se formează la școala lui Iisus, Păstorul cel Bun. Amin. Urmează profesiunea de credință, o vor începe profesorii veniți acum în seminar și apoi vom continua toți, iar concluzia tot ei o vor face. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Cred de asemenea cu tărie tot ceea ce este conținut în Cuvântul lui Dumnezeu, scris sau transmis, și ceea ce Biserica, fie printr-o sentință solemnă, fie prin magisterul ordinar și universal, propune spre a fi crezut ca fiind revelat în mod divin. Accept și țin cu tărie toate adevărurile și fiecare în parte, referitor la învățătura care privește credința sau moralurile propuse de Biserică în mod definitiv. Îmbrățișez de asemenea cu supunerea religioasă a ființei și a intelectului învățăturile pe care pontiful roman sau colegiul episcopal le propune atunci când își exercită
magisterul lor autentic, chiar dacă nu intenționează să le proclame printr-un act definitiv. Fraților prea iubiți, în viața Sfintei Tereza a pruncului Iisus, vedem că Dumnezeu îi înalță pe cei smeriți și le dăruiește înțelepciune și tărie acelora care își pun toată speranța în El. Să ne recunoaștem în fața Lui sărăcia și slăbiciunea și să-i cerem prin Hristos, Fiul Său unul născut, tot darul și binecuvântarea în Duhul Sfânt, pentru toți studenții, seminariștii, profesorii și formatorii institutului nostru. Părintele Luminii, revarsă în inimile seminariștilor și ale studenților darul înțelepciunei și al științei. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le seminariștilor și studenților statornicie și spirit de jertfă în pregătirea lor intelectuală și morală. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează și întărește în toți tinerii sentimentul de recunoștință, respect și ascultare față de părinții și educatorii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i și întărește-i pe toți învățătorii, profesorii și formatorii și binecuvântează-le munca. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocrotește-i pe tineri și pe educatorii lor de orice rău sufletesc și trupesc și dăruiește-le bucuria încrederii în ajutorul Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește-a răsplăti cu harurile Tale pe toți binefăcătorii noștri, iar celor care au trecut din această lume, deschide-le porțile fericirii veșnice. Dăruiește-le odihna veșnică elevilor și studenților, profesorilor și formatorilor care au plecat din această lume. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Părinte îndurător, ca viața plină de credință și iubire a Sfintei Tereza a pruncului Iisus să trezească în sufletele noastre dorința sfântă de a ne apropia cât mai mult de Tine, iar rugăciunea ei să ne dobândească harurile necesare prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Preamărind minunile pe care le-ai înfăptuit în Sfânta Tereza, implorăm cu umilință, Doamne, Maestatea Ta, să primești cu bunăvoință faptele slujirii noastre, după cum ți-au fost bine plăcute meritele ei, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Usimile. Deamenea Domnului. Să-i mulțumim și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Hristos, Domnul nostru, căci în viața sfinților, care pentru împărăția cerurilor s-au consfințit cu totul lui Hristos, noi cinstim lucrarea minunată a providenței tale, prin care readuci firea omenească la sfințenia de la început și dăruiește o pregustare a bucuriilor ce o așteaptă în viața veșnică. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Thank you.
adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt, a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preferista Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfânta Tereza a Pruncului Iisus și cu toți ființii, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta.
Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată la tot puternic, în lumire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, lasă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe pereziția, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi: pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Printr-o înclinare a capului să ne oferim un semn de pace. Thank you.
iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, trupul lui Hristos. Mulțumim, Ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mlădița sfântă a lui David, slujitorul Tău. Slavă Ție! Mulțumim, Ceresc Părinte, pentru pâinea pe care o frânece, prin care Fiul Tău, Iisus Hristos, ne dă cunoaștere și viață suprafirească. Slavă Ție! Această unică pâine de pe altar a fost făcută din boabele de grâu adunate de pe dealuri și câmpii. La fel să se adune biserica din toate colțurile pământului în împărăția ta. Ceresc, noi care ne-am împărtășit, îți mulțumim pentru că ți-ai făcut lăcaș în inimile noastre. Îți mulțumim pentru nemurirea pe care ne-ai descoperit-o prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Doamne, biserica ta de orice rău, adun-o de pretutindeni, desăvârșește-o în dragoste, sfințește-o și condu-o în împărăția pe care i-ai pregătit-o.
Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit, Doamne, să aprindă în noi puterea celei iubiri, prin care Sfânta Tereza s-a dăruit ție cu totul și a implorat fără preget pentru toți oamenii îndurarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Cât preasfințitul, un alt preasfințitul Aurel nu a putut participa astăzi, a trimis un delegat pe Părintele Bulai, care în numele preasfințitului ne va spune câteva cuvinte. Lăudat să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, preasfințite Iosif, preasfințite Petru, preacucernici, părinți profesori, preacucernice părinte rector Ștefan Lucu, dragi seminariști, am participat cu bucurie la această sfântă liturghie în calitate de delegat al înalt preasfințitului arhiepiscop mitropolit Aurel Perică. Excelența sa a ținut foarte mult să fie prezent astăzi la această sfântă liturghie, acum la începutul unui nou an academic, dar până în cele din urmă, până astăzi, programul nu i-a permis să fie prezent la această sfântă liturghie. M-a delegat și mi-a spus, este foarte important ca cineva din Arhidieceza de București să fie prezent astăzi la seminar, pentru că în felul acesta exprimăm comuniunea noastră, unitatea noastră profundă, adâncă între Arhidieceza de București și Dieceza de Iași. Așadar, înalt preasfințitul Aurel, preasfințitul Cornel și întregul cler din Arhidieceza de București urează tuturor seminariștilor și mai ales seminariștilor care se pregătesc să fie preoți în Arhidieceza de București un nou an academic binecuvântat de Dumnezeu. Cu multe daruri spirituale, dar și cu multe daruri intelectuale. Iar părinților profesori vrem să le spunem că suntem mereu aproape de sfințiile voastre, cu sprijinul nostru și cu întreaga noastră căldură sacerdotală și ținând cont de o idee de la predica preasfințitului Iosif, vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru seminariști, pentru întreaga muncă a sfințiilor voastre. Excelența voastră, preasfințite Iosif, vă mulțumim pentru întreaga atenție și grijă pe care o acordați tuturor seminariștilor. Vă mulțumim tuturor! Lăudați să fie Iisus Hristos! Acum îl invit pe preasfințitul Petru, care are experiența vieții și pe care îl cunoaștem foarte bine, să ne spună un cuvânt. De tătic, așa tuturor. Preasfințite cucernici, părinți, profesori, formatori, educatori, spirituali, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, vreau să fac o mărturisire că în anul 1978, după cutremur, cred că poate odată sau de două ori din întâmplare sau din alt motiv, n-am fost la începutul unui an academic în seminar. Am fost mereu prezent și totdeauna cu emoție. Sigur că emoția de a fi împreună în jurul lui Iisus. Emoția de a fi mereu împreună cu ocrotitorii noștri. Trebuie să dau mărturie că Sfântul Iosif, sigur,
nu singur, ci lângă Maica Domnului, a fost cu adevărat unul dintre cei mai mari ocrotitori noștri. Pentru tot ceea ce s-a făcut, ca și Sfânta Tereza, pe care sigur că seminarul nostru a ales-o ca și protectoare, iar de când a venit, devenit doctor al bisericii, una din cea care stimulează cel mai mult această angajare. Țin să felicit pe Preasfințitul pentru grija pe care o are, pentru a reînnoi mereu această trăire în seminar a profesorilor, a seminariștilor, în mijlocul poporului nostru, în inima diecezei noastre. Cunoscut această expresie și știu că Preasfințitul o iubește cum au iubit-o toți cei care au fost chemați aici în seminar și sunt chemați. Inima diecezei. Mă bucur să știu acest lucru și mai ales mă bucur să văd tineri care, urmând pe profesori și formatori, stau gata, de fapt, lângă Iisus, ca să iasă să predice. Această sărbătoare, sigur că cu emoție, am participat și particip mereu. Și sigur că, gândindu-mă la ce am făcut sau ce ne-a lipsit, totdeauna cer lui Dumnezeu, lui Iisus, Marele Preot, să aibă grijă de noi, cei cu lipsuri sau cu puținătatea unor calități, ca să putem să împlinim voința sa. Vă doresc să aveți cu toții această bucurie a împlinirii Preasfințite, părinți, profesori, dragi seminariști și persoane consacrate. Așa să ne ajute și să vă ajute mereu Iisus, Marele Preot, Maica Sfântă, Sfânt Iosif și Sfânta Tereza Pruncului Iisus. Și cu bucurie porniți înainte și în acest an. Așa să fie. Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darul pe care ne-l face, că am spus la predică, avem atâtea daruri pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru darul de a începe un nou an formativ, academic, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență, mulțumim și celor care ne-au asigurat transmisia în direct de la RCS FM, ca să poată vedea și alții acest început de an academic în seminarul nostru și cu încredere în Dumnezeu, sub ocrotirea preacuratei a Sfântului Iosif, a Sfintei Tereza, a Pruncului Iisus și a tuturor Sfinților, pornim la drum și noi vă dorim de plin succes. Acum vă ridicați pentru binecuvântare. Domnul să fie cu voi! Fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Sfânta liturghie s-a terminat. Mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Acum, imediat după ce se termină cântarea, invităm pe toți seminariștii împreună cu profesorii să facem o fotografie în fața seminarului. Thank you.
Iată, dragi prieteni, dragi ascultători RCIS FM și prieteni care ne urmăriți pe canalele RCIS Media și platforma Angelus TV, suntem la finalul unei Sfinte Liturghii deosebite, speciale, în zi de sărbătoare pentru Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, locație care ne-a găzduit până în acest moment, întrucât s-a deschis în mod solemn anul academic. Ne bucurăm pentru comuniunea de rugăciune și vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul acestei transmisiuni. Le dorim tuturor studenților, tuturor profesorilor, un an academic cu multe rezultate și spirituale, bineînțeles, și rezultate intelectuale și, bineînțeles, le dorim tuturor celor care poartă astăzi numele Sfintei Tereza la mulți ani, o sărbătoare binecuvântată tuturor. În ceea ce privește programul de la Radio RCIS FM, vă reamintesc, de la ora 13 vom transmite radiojurnalul Radio România Actualități, iar apoi programul nostru va continua așa cum sunteți obișnuiți. Vă dăm întâlnire la o nouă transmisiune specială luni dimineața, atunci când ne vom afla la seminarul franciscan din Roman, pentru deschiderea oficială anului academic de acolo, dar și pentru hirotonirea a 6 frați franciscani într-un diaconat. Rămâneți conectați la platformele noastre pentru a afla mai multe detalii. O zi frumoasă tuturor, mulțumim pentru comuniunea de rugăciune și vă salut întreaga echipă RCIS Media, RCIS FM de aici, de la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași.